Bă, ce frumoasă e viața când în sfârșit pot să merg și eu pe picioarele mele, deci chiar nu mai suportam efectiv. Bă, altfel te trezești dimineața, efectiv, uite-te și tu, mă trezești și eu așa frumos, merg pe picioarele mele, ce face Ana? Băi, deci vreau să spun că de două zile de când am scăpat de scaunul ăla cu rotile, băi, mă simt alt om. Deci vreau să încep să fiu mai activ, să mai, nu știu, să mă apuc de sport, să, nu știu, ce zice Ana, crezi că mi-ar prinde bine să mă bag pe gimnastică, pe d-astea, bea lapte ca ajută, gata, beau niște lapte, hai că beau niște lapte, nu vreau, bă, lapte așa din cutie, ce ai, ok, tu și gimnastica, ha, 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 cum adică, bă, Ana, cum adică, adică eu chiar vreau să încep să fiu mai sănătos, să fiu și eu gimnastă, de-astea, ia strânge alea după, nu mai da mie, strângă după tine, nu arunc eu alea, strângele tu, ia auzi, lasă-mă că eu sunt ocupat, să fac gimnastică, să fac de-astea, nu, glumesc, Ana, chiar glumesc, nu vreau să mă pun pe gimnastică, din potrivă, chiar vreau să spun o chestie, pentru că am început și noi din nou să avem vânzare în sfârșit la restaurant și am reușit să strâng niște bani și toate chestiile astea. Știi ce vreau să-mi iau eu de foarte, foarte mult timp, știi, nu? Știi care e chestia ce mi-o doresc eu din suflet? Bă, foarte, foarte mult îmi doresc eu chestia asta. Nu știi ce-mi doresc eu din suflet, Ana? Nu mai da pe mine. Chiar nu știi ce-mi doresc. Deci, fii atent, Ana, eu îmi doresc din suflet să mă apuc de gaming. Deci vreau să încep să fiu un gamer și să mă joc pe calculator. Și poate să mă apuc și de YouTube, cine știe. Luca gamerul? Da, o să fiu Luca gamerul. Care este problema? Nu este nicio problemă. Așa că vreau să mergem la magazin și să îmi iau un setup de gaming astăzi. Fără niciun mișto, gen. Eu chiar mă duc. Dacă vrei să vii cu mine, bine, dacă nu, nu. O să mă duc la mall. Dacă e, poți să vii și tu, poate mai vezi ceva pe acolo, dacă nu vrei să stai cu mine. Unde o să spui tu ăla că n-ai loc? Nu contează că n-am loc. Păi nu, că o să-mi iau mai multe chestii ca să-mi renovezi toată camera, Ana, pentru că am strâns mai mulți bani, adică am destul de mulți bani aici, mai am și pe card, adică chiar a mers bine restaurantul, sincer. Hai să te văd. Bine, Ana, bine, o să vezi, o să vezi. Deci o să vezi că o să fiu un mare, mare gamer și în timpul liber, când n-o să muncesc, o să mă joc tot felul de jocuri mișto. Pleacă, bă, cu urtania aia ta, hai, vino încoace mașina asta. Tu m-ai nebunit cu mașina aia. Te duc eu, du-te, bă, de aici, pleacă să nu-mi zgâri mașina cu aia. Deci ce? Bă, pleacă, ia-ți mașina de aici, urtania aia. Ce faci, nu vezi că mi-ai stricat mașina? Uite și tu că merge strâmb acum. Ia-ți, bă, mașina din față de aici, că nu pot să merg. Ia-ți mașina de aici cu a mea. Nu merg, trageți mașina din față. Pleacă de aici, nu merg cu atac, e urâtă, rău de tot. Hai, sui aici și hai să mergem spre mall, că vreau să devin gamer oficial astăzi, Ana. Lasă vrăjeala că astăzi devin gamer. Na, că am și ajuns. Bă, dar chiar stăm aproape de mall, adică ai nicio treabă. Uite-te și tu că am ajuns imediat. Și haide, Ana, să vedem dacă mai iau. Bă, dacă nu mai iau pachetul ăla, o să mă oftic rău de tot, pentru că eu chiar vreau să devin mare, mare gamer. Să vezi ce râd. A, adică tu-ți dorești să nu mai aibă pachetul ăla, gen. Bă, lasă mă vrăjeala că o să-l aibă și o să vezi că, bă, deci când mă pun eu pe gaming, deci eu zic că am vrut de când eram eu mic să fiu gamer, dar n-am avut niciodată șansa și acum a venit momentul. Uite, bă, ce frumos e mall-ul. Bă, chiar îmi place la mall, sincer, chiar mă simt bine când vin aici la mall. Hai să vedem, uite, aici era magazinul, da, mă duc direct la el să-mi iau hăinuțe. Unde? Du-te, bă, cu hăinuțe tale, vină cu acest să-i luăm de ăsta, să-mi iau de ăsta. Poate când o să faci și tu bani ca mine foarte, foarte mulți, o să-ți permiți și tu, Ana, cine știe, sau poate ți-au de ziua ta, nu știu, mă mai gândesc. Dacă nu eram eu, ce? Dacă nu, cum, bă, lasă-mă în pace. Dacă nu erau burgerii mei cei mai buni, nu venea lumea. Lasă vrăjeala că cu burgerii mei vine lumea. Sărmâna, mă interesează și pe mine pachetul acela de streamer sau de YouTuber, nu mai știu cum se numea, cu mai multe chestii. Au, ce vrei de la mine? Bună ziua, un pachet de streamer care include un PC de performanță înaltă, un green screen și o consolă de jocuri video la alegere, costă 1000 de lei. Deci încă e valabil, nu? Ok, e bine, e bine. Păi și care e aici? A găsit... uite, mă, pachetele. Uite, consolă, computer și green screen. Da, mă, da, deci ăsta e pachetul, mamă, și... Bă, ce faci, mă, ce cumperi acolo, Ana? Tu ai bani să cumperi? Doamne, ce face, Ana, strici aici? Lasă-mă să-mi dau banii. Deci cât a zis? 1000 de lei? Deci am pus aici, stai așa, am pus 600 de lei, 700, 800, 900, 1000 de lei am pus aici în acest chest. Deci v-am îmbogățit. Mie și mie, Doamne, pe ce poți da bani? Cum adică pe ce pot da bani? Ana, eu devin YouTuber, gata. O să devin YouTuber gamer. Adică nu știu încă dacă o să devin chiar YouTuber, dar o să devin cel puțin gamer. O să vezi. O să vezi și poate mă apuc și de YouTube, cine știe, pentru că mi se pare interesant YouTube-ul și poate mă apuc și de YouTube. Nu ai nicio treabă cu jocurile. Bă, e un început pentru toate, Ana, calmează-te. Ok, acum hai să ne mai uităm, pentru că vreau să-mi cumpăr și un birou, dacă e, să pun toate chestiile astea și un scaun, adică îmi trebuie mai multe chestii. Vreau
vreau să-mi decorez toată camera, am foarte, foarte multe chestii de cumpărat. Hai să vedem. Mamă, ce sunt astea? Da, cred că n-o să-l iau de aici pentru camera mea. Da, hai să ne uităm mai încoace. Ana, ce faci? E bine, deci ești aici. Nu, n-ai tras cu ochiul sau ceva, nu? Deci nu mă legăn. Nu te-ai uitat în partea aia de casă, nu? Păi ai zis să nu mă uit. Păi exact, nu vreau să te uiți, pentru că am o surpriză. Am făcut niște modificări la casă, dar între timp am dus să-ți iau și o pizza. Uite, ți-am luat și o pizza. Deci ai aici o pizza din asta cum îți place ție, fără prea multe chestii. Iau și o felie din asta vegetariană. Și fii atentă, Ana, pentru că am pregătit o chestie la casa noastră. Deci știi că am cumpărat destul de multe chestii pentru camera mea acum când am fost. Și să zic așa că le-am montat, doar că am avut niște probleme minore, să zic așa, niște probleme micuțe, cum adică, păi, să zicem că n-am avut destul loc să fac anumite chestii și am făcut niște modificări micuțe și n-am vrut să te deranjez, sper că n-ai stricat ceva, vino să vezi, deci în primul rând avem consola aici, putem să stăm să ne jucăm acum, o să fie mult mai șmecher acum, deci avem aici în sufragerie, am pus consola aici, hai să-i dăm cu un joc, păi nu, că îi dăm după, vreau să-ți arăt acum ce am făcut și după cum observi aici, de obicei era o baie. Ușa n-o închizi, da, lasă ușa, dar știi că aici era o baie gen... da, deci haideți să-ți arăt noua mea cameră, Ana. Baia mea, cum adică baia ta? Nu era niciodată baia ta. Era doar o baie în plus, avem o baie și aici, Ana. Nu ne trebuie două băi. Deci fii atent, aia nici măcar n-avea duș în ea. Fii atent, Ana, că ești pe cale să intri în cea mai șmecheră cameră pe care ai văzut-o pe planeta Pământ. Ești pregătită de chestia asta, Ana? Uite, ți-am adus niște gogoși și niște cola de la restaurant. Ai spart baia? Da, nu prea e baie. La tine nu s-a schimbat nimic, stai liniștită. Dar, dacă vii la mine în cameră, s-ar putea să vezi o chestie destul de șmecheră, zic eu, Ana. Bine ai venit în noua mea cameră de gaming. Ce părere ai? Ce-ai făcut? Păi am renovat pe aici, au! Deci nu am avut destul spațiu, nu mai aveam unde să-mi pun patul, așa că am spart baia și acum am și pat, am aici mare setup, uite, ca să nu zici că sunt nesimțiți, am făcut și ție un scaun aici, ca să poți să vii să mă susții aici când mă joc și chestii. Mare calculator, uite-te cât de șmecher l-am făcut, alb, full, birou alb, uite-te și tu se deschid chestii pe aici, nu înțelegi absolut nimic, e foarte șmecher, deci nu ai cum? Ce-am făcut așa rău? Am spart și baia. Tu ai mare cameră? Păi da, mă, dar uite ce setup am. Și eu am cazanul ăla. Cum adică ce cazan? Că ăsta arată prea bine camera ta. Uite-te și tu. Și e și foarte înaltă. E mai înaltă ca a mea. Ba nu, e la fel de înaltă. Nu contează. Eu nu am loc de nimic. Păi ce vrei să-ți mai pui tu o cameră? Că tu n-ai ce să-ți pui aici în cap. Ia uite, te-am băgat în dulap. Doamne, uite ce pat. Păi și ce are mă patul ăsta? Că poți să dormi și sus și jos. Cum adică? Uite-te și tu aici. E prea șmecher. Și aici e și green screen-ul pe care l-am pus așa. Doar că momentan nu prea am la ce să-l folosesc. Dar l-am montat și pe ăsta aici. Nu contează că e pliabil. Îl las în jos și gata, nu mai e treabă cu el, vezi? Deci ce părere ai de camera mea de gaming? Zi sincer, mi se pare prea tare și abia aștept să mă bag la niște Minecraft. Mamă, vreau să-mi fac o hartă de Minecraft și poate să mă apuc și să filmez pentru YouTube. Ce părere ai? Vreau să refaci cum era... Cum bă să refac? Ana, lasă vrăjeala, bag aici o cola, vină lângă mine. Bă, ce faci mă? Stai așa, dă un coacu, arunci după birou. Ce faci? Bă, ce faci mă aici? Pleacă de aici. Pizza asta, din păcate, are niște pepperoni pe ea, dar... Bă, lasă-mă, ce faci? Doamne, arunci cu pizza pe calculator, faci mișto de mine, pleacă de aici. Doamne, ferește. Deci tu chiar, bă, Ana, chiar ești nașpa. Cum adică să-mi strici aici camera? Bă, ia, ai stricat casa? N-am stricat, bă, nimic. Știi ceva? Ia stai tu acolo, că eu am chef să mă joc acum și trebuie să mă duc să-mi iau o altă pizza. O să comand. Ce fac cu pizza ta? Du-te, bă, de aici, că deja ai aruncat-o peste tot. Nu mai ai ce să faci cu ea. Ai aruncat-o în WC-ul. Bravo. Ce șmecheră ești. Știi ceva, Ana? Dacă eu cream că o să-ți placă, dar dacă nu-ți place camera asta, puteai să-mi spui. Hai, pleacă de aici și nu mai strica chestii. Te rog frumos să pleci afară și gata, nu vreau să vorbim acum. Nu mă interesează că am spart baia, da? Eu am avut un motiv foarte, foarte bun să spar baia și te rog frumos să pleci din camera mea, ok? Hai, mulțumesc frumos. Doamne ferește, bă, n-am văzut mă așa ceva. Și acum trebuie să dau comandă și de altă pizza, că mi-a aruncat pizza pe aici. Doamne ferește. Ok, știi ceva? Lasă-mă în pace, Ana. O să mă joc aici liniștit, bag un gaming, mi-am luat... Bă, stai așa că nu știu cum se
controlează încă chestiile astea, dar bag aici un gaming liniștit și nu mă mai interesează Dana, că și așa mă face să mă simt prost, nu poate să mă lase și pe nița, mă bucur de calculatorul meu nou, ia uzi frate. Ce se întâmplă? Ce face aici Ana? Doamne ferește, ce mai speria. Bă, de ce mă trezești din somn? Efectiv, de ce nu ești la burgerie, Luca? Mă jucam aici, nu știu, eram într-un match de ceva, nu mai știu ce mă jucam exact. De ce dormi? Cum adică de... Bă, lasă-mi calculatorul, Ana, ce vrei, gata, o să mă trezești frumos de acum încolo, nu trebuie să vii peste mine și să dai pomni. Ajută-mă la muncă. Bă, Ana, te descurci, te-am învățat cum funcționează astea. Lasă-mă că eram aici în ceva important, făceam ceva important. Doar la calculator stai, Luca. Hai, bă. Lasă-mă, bă, nu mai da mă mine. Au, lasă-mă și pe mine în pace. Dar vreau și eu să mă mai joc puțin, Ana. Te duci tu astăzi la muncă și de mâine vin și eu la burgerie, ok? Uite, ia o cola din asta. Am băut jumătate din ea și e cam caldă acum, oricum nu prea e bună. Dar uite, și mai am un sfert de gogoașă dacă te ajută. Au, lasă, nu mai vărsa pe aici. Bă, tu curezi de acum încolo, bă, Ana. Ce se întâmplă cu tine? Că mă enervezi, pe bune. Lasă-mă în pace. Sigur? Păi eu aduc toți banii în casă, mi-am luat astea din banii mei, lasă-mă să mă distrez. Că nu pot singură, observ. Păi acum sunt în vacanță, am lucrat mult și vreau să mă joc. Și acum eu îi fac, păi du-te și fă-i atunci și lasă-mă pe mine în pace. Vreau și eu să stau aici, uite, ia o felie de pizza, ia un loc pe aici. Uite-te, na, te-ai pus la mine în pat, na, belea ce-ai făcut acolo, uite că stau și eu. E, bine, stai, atunci stai și tu, stau și eu, ce face burgeria, o să mă duc mâine, lasă că nu murim o zi dacă ținem închis. Mă duc mâine și aia e, Ana, gata, lasă-mă în pace să mă joc aici. Na, nu, de-aia nu mai pot eu, hai, stai la mine acolo în pat și eu, bă, pleacă de aici, pleacă fără mișto, că mă enervezi, gata. Hai, lasă-mă în pace. Doamne ferește, bă, ce om e, Ana, nu pot să mă joc, mă, frate, n-ai cum. Efectiv, mare chestie, n-am mers o zi la burgerie, lasă. Uite, termin și asta de mâncat. Ce mi-arunci, mă, gunoaie aici? Bă, mi-arunci toate gunoaiele în cameră. Pleacă-mă de aici cu gunoaiele. Ia strânge și tu, Ana. Uite, am luat consolă, joacă-te ceva pe consolă și lasă-mă. Viața e frumoasă. Deschide geamul, că pute. Cum adică că... Ce pute? Că miroase rău de tot? Păi și ce miroase? Am pizza aici, de-aia miroase. Ok, o să deschid geamul, gata, uite, poftim. Da, bine, miroase a pizza puțin în cameră, gata, nu mai sări pe mine. Și nu o duci la bucătărie? Nu, că o să mă mai joc și o să mai vreau să mai mănânc din ea. Care-i problema? Doamne, au, lasă-mă în pace. Gata, te rog frumos, deci gata, lasă-mă și pe mine să mă joc aici. Doamne, ferește, n-ai văzut, bă, așa ce... Bă, ce... Iar vii, mă, cu gunoaiele la mine. Pleacă, du-te, bă, de aici cu gunoaiele tale. Deci chiar ne certăm rău de tot, Ana. Lasă-mă să mă joc. Doamne, deci n-am văzut, mă, nu vrea să mă lase să mă joc. Uite, uitați-vă și voi. Mamă, încă puțin și bat Ender Dragon-ul. Nu cred, nu pot să cred. Nu, ai, mă. Bă, ce era să-l bat, mă. Oh my god, ce e, Ana? Te rog, eu descuie ușa. Nu vorbesc cu tine și tocmai ce era să bat Ender Dragon-ul și efectiv am murit în ultima secundă. Lasă-mă în pace, descuie ușa. Nu vreau să vorbesc cu tine, că ai fost nașpa cu mine și nu... Chiar nu am chef. Intru pe geam. Bă, nu intra pe geam pentru că acolo am monitoarele și nu vreau să-mi strici ceva pe aici. Că îmi cer scuze, bă, ai grijă, nu. Ok, vino la ușă, o să-ți deschid ușa, Doamne. Ok, gata, bine. Ce vrei, Ana, ce vrei? Poftim, intră. Hai, spune-mi ce vrei. Iar încep să-mi spui că... Îmi cer scuze. Pentru ce îți cer scuze, Ana? Ia zi, pentru ce îți cer scuze? Că m-am comportat urât. Bă, chiar te-ai comportat urât și chiar m-a deranjat să știi cum te-ai comportat tu. Scuze neacceptate, dar apreciez că ți-ai cer scuze. Dar mi-este grijă de tine. Adică că stai doar pe calculator și ce are, mă, Ana? M-am jucat și eu un pic, n-ai mai ieșit din casă deloc. Păi o să mai ies eu din casă, dar acum sunt prins aici în jocuri, adică e prea șmecher să fii gamer. Măcar ieși și tu la o gură de aer. Păi poți să ies și eu la o gură de aer, când vrei să ies acum, nu umbla pe aici, că am și eu chestiile mele personale, mi-am pus pe aici, ce treabă ai, haide. Ama, Ana, lasă-mă că chiar băteam dragonul, uite, mai am puțin și-l bat, pot să-mi fac chiar itemele și să mă duc să-l bat, să jucăm un ping-pong. Bă, nu am chef de ping-pong, Ana, nu te-ai mai jucat cu mine deloc, nu am chef, nu știu, vreau să stau aici să mă joc și atât, te rog, doar înțelege-mă și pe mine, ok? Deci, chiar nu e... A, uite, bă, cum pleacă. Ah, bă, poate am fost și eu puțin nașpa, ok. Ana, vino cu ace,
Vino cu ace, ok, îmi pare rău, bine, am fost puțin nașpa cu tine, că îmi dau seama că doar îți pasă de mine și așa, ok. Fii atentă, o să mă duc pentru că oricum trebuia să las ceva la, să iau, pardon, ceva de la burgărie și mă duc până la burgărie și uite așa ies din casă, e bine? Fac o plimbare până la burgărie să văd care e faza pe acolo, să o pregătesc pentru mâine, că de mâine oricum vreau să mă duc la muncă și după aia, pe asta ar trebui mereu să faci. Bine, mă duc acum și nu mă mai bate la cap, da? Dacă mă duc la plimbare, dar nu am chef de tine, vreau să mă plimb eu așa singur. Adică n-am chef să vorbesc, vreau doar așa să mă plimb puțin dacă vrei. Dacă nu, mă întorc înapoi și mă joc pe calculator, așa că ce părere ai? Te mulțumești și mă lași în pace dacă mă duc la o plimbare? Da sau nu, zi. Ca să știu, să nu mă duc degeaba, da, dar după aia mă lași în pace, da? Să mă joc. Ok. Să rămâi pe afară? Păi nu rămân pe afară, mă duc și să iei ce să mai iau, o gură de aer, da mă, da, bine, mă duc la burgerie și să te plimbi, mâncare, ia uzi, că nu mai e nimic, bine, bine, o să iau de la burgerie, gata, Doamne ferește, ok, bă, m-a nebunit Ana, să ies eu afară, de-aia nu puteai să stea liniștită, dar lasă că ies acum afară, mă duc la burgerie, că oricum aveam ceva treabă, mamă ce murdare pe aici, trebuie să încep să mai fac curat ca să putem să punem și noi burgeria pe picioare, că n-am mai deschis-o de o săptămână și după aia o să mă întorc la gaming, mamă ce-și băga un gaming acum, nu știu dacă mai avem ceva în frigider pe aici. În sfârșit am terminat treaba și pot să mă întorc acasă să mă joc, băi abia aștept să bag un gaming din ăla, băi prea tare să fii gamer și să te joci pe calculator și chestii genul, Doamne. Gata, Ana, am venit acasă, oficial ți-am adus și de mâncare și să știi că chiar mă simt mai bine. Uite unde ăsta vegetarian și niște cartofi și eu chiar mă simt mai bine că am luat o gură de aer și acum mă las și tu în pace și pot să mă joc liniștit. Chiar mi-era foame, bă, sincer și mie, mi-am luat și ceva de mâncare, uite, chiar o să stau aici, mă duc și, și bag un gaming și ieșim mai pe seară dacă vrei să facem ceva sau, nu știu, să facem un grătar sau ceva de genul. Ana? Ana, ce se întâmplă la mine în cameră? De ce? Unde mi-ai pus calculatorul? Adică e un calculator, nu cred că l-am pus eu undeva și am uitat de el, nu? Adică nu-l pierzi un calculator, era acolo, adică era cu 3 monitoare, cu un microfon, cu... L-am dus... Ce, mă? Cum adică l-ai dus înapoi? Ana, deci mi-ai promis că dacă mă duc la o gură de aer și te-am ascultat și efectiv m-ai mințit. What? Cum adică? Nu înțeleg. Cum adică l-ai dus înapoi? Păi știi, Luca, ce? Nu mai e nimic la mine în cameră, mai e doar biroul și scaunul ăsta. Mi-ai dus și scaunul de gaming și green screen-ul. Unde sunt toate chestiile? What? Bă, Ana, aveam și un hobby care chiar îmi plăcea efectiv și îmi pasă de tine, Luca. Păi și mie îmi pasă de mine și ce făceam atât de rău? Doar mă jucam pe calculator, nu se întâmpla nimic. Adică efectiv, Doamne, deci chiar mi-ai dus toate astea înapoi. Nu pot să cred așa ceva. Deci chiar nu pot să cred, nu, deci chiar nu mai vreau să mai vorbesc cu tine. Ești o prietenă nașpa, nu mai vreau. Ana, chiar ești o prietenă nașpa, nu vreau să te mai văd pe bune, chiar nu vreau. Deci pe bune, chiar după faza asta nu mai ai ce vorbi cu mine, deci pe bune, o să, nici măcar nu am geam, trebuie să-mi pun înapoi geam, ok? O să-mi cui ușa chiar acum și nu vreau să te mai auzi, să te doar pe calculator, nu mă interesează, pleacă de aici, trebuie să-mi pun geam, ok, nu am geam, bine, dar pleacă de aici, nu ai voie la mine în cameră, e camera mea și nu vreau să te apropii de mine, Ana, m-ai dezamăgit, ok, m-ai supărat și acum nu vreau să vorbesc cu tine, nu, Luca, nu, bă, lasă-mă cu chestiile astea, nu vreau să te ascult, Ana, deci chiar nu vreau să te ascult, pleacă de aici, pleacă și nu mai ai vorbă de la mine, pe bune, chiar nu a fost ok ce ai făcut. Nu, niciun Luca, gata, nu, deci după faza asta chiar mă enervezi. Și banii, ți-a dat banii înapoi? Ce ai făcut cu ei? Unde sunt banii? Ia spune, ți-a dat banii înapoi măcar? Ia, hai, spune, i-am... Cum adică i-ai donat? What? La o cauză specială? Nu, ok, asta e destul de ok să donezi la o cauză specială, dar din banii de calculatorul meu? Nu pot să cred că ai făcut chestia asta. Deci chiar nu pot să cred. Oricum îi facem în 2 zile... Ana, dacă nu mai merge bine burgeria și eu efectiv nu o să mai pot să mai cumpăr calculator. Și era al meu, adică era o chestie... Nu vreau să te aud, te rog frumos, du-te de aici. Eu nu mai vreau să mai vorbesc cu tine, nu vreau să mai aud de tine. Nu știu, fă ce vrei, stăm în aceeași casă, dar cu mine nu mai ai ce vorbi. Și gata, nu, deci nu pot să cred, bă, frate, bă, să-mi vândă calculatorul? Wow, deci asta chiar a fost super urât, ești nebun, nu pot să cred.